dimineața, rămâneți alături de noi. Invitata noastră de astăzi este Vera Năstasiu. Bună dimineața! Bună dimineața, Doina! Bine ai venit! Îmi pare bine să te cunosc. Frumoasă, a sortat cu platoul nostru. Mulțumesc mult! Te încadrez. Mersi. Sper să te simți ești drăguța. Sper să te simți bine la noi. Sper. Cum de obicei arată o dimineață în viața ta? Vai, e foarte matinală. Ceasul meu sună la 5:48 de minute. În fiecare zi? În fiecare dimineață, da. Nu o să crezi, dar nu e ăla fizic. E celălalt, biologic. Interior. Da, de interior. Și sună în fiecare dimineață la 5:48. Mai tachinez unii prieteni spunându-le că sună la ora asta. Se pare că pe cineva am reușit să mă lipsesc între timp și să se trezească tot la 5:48 sau la 5:50. Dar oricum, e ora la care mă trezesc eu. Arată acum, obișnuită, alerg, dimineață, nu iau masa de obicei, să știi, dimineața. Niciodată. Aproape niciodată, da. Este acest program și din cauza fetiței tale? Nu. Trebuie e să o reminiscență a joburilor pe care le-am avut anterior și care cereau permanent o trezire la o anumită oră. Era 5 pe atunci, dar evident am mai deviat între timp și am ajuns la 5:48 să mă trezesc. Și cum este atunci cu orele acele de frumusețe, despre care toate femeile tot vorbesc? Mm-hmm. Da, de acord. Numai că eu nu le apuc niciodată, pentru că adorm foarte târziu și mă trezesc foarte devreme. În schimb, găsesc timp să fac lucruri care îmi aduc multă plăcere și în care mă regăsesc, să știi. Asta cu salonul, frumusețea, merg foarte rar acolo, să știi. Dacă ne întoarcem un pic, eu știu, în urmă, povestește-ne un pic. Cum a arătat copilăria ta, adolescența ta? Cum te-ai format ca, hai să zicem, cum te-ai format intelectual? Întrebare foarte bună, mulțumesc pentru această întrebare. Mă și emoționează atunci când trebuie să mă întorc în trecut, pentru că e legat strict de familia mea, de locul unde am copilărit. Oamenii dragi. Exact, la Nisporeni, acolo m-am născut, acolo am reușit să fac primii pași în jurnalism, dacă vrei, și acolo am găsit oameni importanți care m-au marcat pentru tot restul vieții. Unul dintre oamenii care a avut grijă să-mi pună multe lucruri la punct într-o anumită ordine a fost tatăl meu, care din păcate nu mai este printre noi, dar căruia îi datorez tot ce am reușit alături de mama mea, să mă înnobileze și să mă lase să fac ceea ce îmi doresc eu în materie de dezvoltare. Am copilărit acolo, acolo mi-am făcut liceul, acolo m-am angajat pentru prima dată la o televiziune locală și am devenit știristă. După aia tot acolo am devenit și prezentatoare radio. Și pas cu pas, cu fiecare concurs câștigat, cu fiecare olimpiadă la care am bifat, cu fiecare apariție televizată sau radio la acea vreme, am reușit să-mi construiesc acest drum pe care merg astăzi. Foarte frumos! Mulțumesc! Înseamnă că ai fost încojurată și ai fost norocoasă de oameni frumoși, oameni... Oameni talentați, da, talentați, exact, care au avut grijă să mă îndrume pe acel drum firesc pentru oricine dintre noi. E important la un moment dat să găsești oameni care să te motiveze, oameni care să-ți poată spune că direcția în care mergi este una corectă, dar evident și să ai abilitatea să poți să privești în jurul tău și să nu fii un simplu pasager în drumul pe care l-ai sau o simplă marionetă care să execute anumite lucruri, da? Dar să o faci conștient. Un lucru frumos sau un lucru important, foarte important pentru viața ta, pe care l-ai învățat de la mama ta și poate să o înveți și pe fetița ta. Un lucru foarte util pe care l-am învățat de la mama este să nu pui merele într-un singur coș. Și atunci când am înțeles asta, eram exact în momentul în care nu-mi doream să fac schimbarea legată de job. Ce ar însemna asta? Asta ar fi însemnat că mă pliam doar pe un singur job pe care l-aveam și mă și superiorizam așa în multe privințe. Am înțeles că locul pe care l-am era nesigur, mai nesigur decât se vedea și atunci am încercat să văd și alte lucruri importante din jurul meu, să mă implic în tot felul de proiecte care să ne aducă nu doar suport financiar, dar și
un suport intelectual, emoțional în care să mă regăsesc. Și iată, pas cu pas am început să dezvolt tot felul de idei pe care le aveam, dar la care nu doream foarte mult să le aduc așa pe circuit. Îmi părea că va fi greu, că nu mă voi putea descurca și până la urmă am înțeles că, de fapt, succesul e la un click distanță. Frumos! Cât de mult te-a ajutat frumusețea în cariera ta de prezentator? Aș minți dacă aș spune că nu m-a ajutat. În egală măsură te-a ajutat și pe tine. Mulțumesc! E o întrebare, știi, mai așa, mai abstractă, dacă vrei. Spuneam recent și într-un interviu, o femeie este frumoasă dacă e și deșteaptă, știi? Iar frumusețea e relativă. Nu poți... Astăzi este, mâine nu. Absolut. Și nu poți niciodată să mizezi pe aspectul exterior. Nu tratezi oamenii după modul în care arată, ci după cât de multă substanță cenușie și conținut pun pe discurs, pe relațiile cu oamenii. Iar eu mi-am setat valorile într-un anume fel. Iar pentru mine frumusețea e un lucru pe care nu îl remarc, să știi. Da, greu în ziua de astăzi. Mai rar așa oameni în ziua de astăzi. Pentru că, în esență, devii o păpușă, Barbie, dacă te axezi doar pe partea exterioară. Ei bine, în proiectul pe care eu îl am pus accent și pe partea asta, în condițiile în care am avut un image maker care s-a ocupat de imaginea mea în trecut și care m-a ajutat într-un anume fel să-mi ordonez anumiți pași și am ținut cont de asta. Am avut grijă să fiu un elev sârguincios și să pot să fiu mulțumită de modul în care arăt. Nu mai fac griji niciodată de modul în care arăt, pentru că am întotdeauna grijă ca în garderoba mea să existe anumite ținute pe care le îmbrac la anumite evenimente. Dar nu e un hobby, ca să înțelegi hainele și, în general, ceea ce ține de aspect. Ține de aspect. Nu impune jobul până la urmă și faptul că în fiecare dimineață trebuie să arăt într-un anume fel pentru cursanții pe care îi instruiesc, atunci când apar la televizor, atunci când sunt invitată la un eveniment, iar stilul office mă caracterizează. Și dacă vorbim despre viața de zi cu zi, cum îți place să te îmbraci? În general, nu prea am spațiu, dacă vrei, și o să-ți zic că muncesc și weekendurile, cel puțin în perioada asta. Sper să reușesc să-mi ordonez agenda cumva. Permanent sunt cam cum mă vezi îmbrăcat acum, dar îmi permit și în afara orelor să fiu îmbrăcată casual, dar nu port blugi, nu am blugi în garderobă, cred că sunt unica sau una dintre puținele femei care nu poartă blugi, anume după discuțiile cu omul ăsta de imagine care mi-a pus la punct lucrurile. Cât de mult îți place să fii expertă în comunicare și ce faci? Prost. M-am regăsit în asta, să știi. În urmă cu 4 ani, când mi-am dat seama că mă pasionează asta și că încep să pot ajuta pe alții să se exprime mai bine, să devină comunicatori mai buni decât sunt în acel moment, atunci m-am propus să exploatez pas cu pas fiecare carte citită, fiecare om pe care îl întâlneam și care era expert în comunicare și, evident, să-mi dau seama că asta îmi doresc să fac. Eu am abandonat televiziunea și radioul la sfârșitul anului trecut, cu un gând foarte sigur că mă voi implica masiv în proiectul pe care l-am pe ediție, însă, în urma unei discuții și a unor insistențe, am tot revenit la idee și am revenit în TV doar pentru acest proiect televizat. Dar, repet, mă regăsesc foarte mult în ceea ce fac, pentru că partea de comunicare îmi aduce multă satisfacție. Asta este foarte bine. Niște sfaturi concrete pentru jurnaliști, să zic așa, sau pentru cei care au legătură cu domeniul nostru, să zic așa, ceea ce ține de comunicarea non-verbală, niște sfaturi, niște sugestii, ca să nu confundăm lucrurile. În primul rând, nu obișnuiesc să dau sfaturi așa, pur și simplu și la general. Fiecare dintre noi este un om care are anumite stări pe care le trăiește atunci când e la ecran și atunci când urmează să aibă o discuție. Ea sunt lucruri individuale care se discută separat. Da,
și mai ales când e vorba de comunicare non-verbală, pentru că vorbim de partea emoțională, care este dirijată cel mai greu, iar procesele încep de la sistemul nervos central și picioarele, dacă stau încrucișate, ce înseamnă, și dacă ai strâns mâinile într-o anume poziție. Mi-aș dori să fie dinamici și să poată să comunice în așa fel încât ceea ce transmit verbal să se exteriorizeze, iar mâinile să nu comunice mai mult decât ceea ce spui pe gură. Pentru că există o diferență, Doina, între a vorbi și a comunica. Uh-huh. Vorbește toată lumea, însă comunică și devine comunicator omul care știe să stăpânească trei domenii importante. E vorba de comunicare verbală, comunicare paraverbală și comunicarea non-verbală. Bine, și hai să te întreb, de obicei camera sau ce telespectatorii vesc naturalețe la ecran. Așa este. Se învață totuși această comunicare non-verbală, gesturile, sau totuși rămânem pe naturalețe și ceea ce, cum este omul și cum este jurnalistul la ecran, cum ne-a dat Dumnezeu așa să transmitem și publicul? E totuși să facem o precizare. Naturalețea și ceea ce vrei să transmiți oamenilor ca să simtă mesaj persuasiv, să aibă o anumită ținută corespunzătoare, să nu fie agresiv. Sunt lucruri care țin de tonalitate, de ritmul vorbirii, de volumul vocii, dacă vrei, de expresivitate, de accente logice. Însă, atunci când vorbim de comunicare non-verbală, e ceea ce facem noi cu mâinile, picioarele, capul. Sigur, trebuie coordonate toate, pentru ca într-un final acest mixaj să poată să transmită imaginea unei persoane care are siguranță și are încredere atunci când vorbește. Iar lucrurile astea se învață pas cu pas și nu e o școală complicată, dacă vrei. Sunt chestiuni care pur și simplu trebuie să ți le ordonezi și să le pui să funcționeze. Hai să lăsăm lucrurile serioase și eu știu, așa mai complicată pentru o dimineață parte și să vorbim despre fetița ta, să vorbim despre ceva frumos. E performanța mea unica, Gloria, e numele pe care l-am ales foarte atent atunci când a apărut pe lume. A apărut în urmă cu 4 ani și am reușit să-mi prioritizeze lucrurile din acel moment. Într-o zi de 29 martie, când mi-am dat seama că momentul ăsta de fată are să mă schimbe total și are să mă trezească în fiecare dimineață ca pur și simplu să te țină de mână și să te conducă frumos prin viață. Ce-ți dorești foarte mult pentru ea? Un frățior. Sper că n-ai așteptat alt răspuns. Mă așteptam la acest răspuns. Sigur. Pentru mine familia înseamnă totul. Ceea ce am reușit și voi reuși eu pe plan profesional nu echilibrează absolut deloc balanța cu ceea ce îmi doresc și cu siguranță voi avea în familia mea. Îmi doresc mulți copii. E o calitate pe care bănuiesc fiecare femeie și-o dorește, să poată să aibă dragostea, atenția, pentru că ei sunt cei mai sinceri oameni. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta aici. Chiar m-am simțit bine. Și eu îți mulțumesc foarte mult. Ești o prezență foarte caldă. Succes în activitatea ta. Să știi că succesul și tot ceea ce își doresc oamenii sunt lucruri pe care le poți obține. Dar vorba aia, visele nu se împlinesc, dar nici nu zboară dacă nu le dai aripi. Iar tu le dai aripi în fiecare dimineață, invitaților. Mulțumesc frumos. Succes și ție. Să ai o zi frumoasă și te mai așteptăm și cu altă ocazie. Dimineața frumoasă și ție. Mersi. Rămâneți cu Prima Oră.